Gazmătan întâlnește mâine în deplasare nou promovata Basket Club Miercurea Ciuc. Jucătorii lui Bruno Soce și Ovidiu Teleabă nu au decât varianta victoriei prin prisma valorii celor două loturi și a diferenței din clasament, gaziștii pe poziția a patra, iar formația din Miercurea Ciuc locul al 14-lea. După victoria din etapa trecută cu Universitatea Mobitel Cocluș, Gazmetan are o deplasare aparent ușoară, în condițiile în care va întâlni Basket Club Miercurea Ciuc, formație nou promovată. Cele două echipe s-au întâlnit o singură dată până acum în cadrul turneului dotat cu trofeul Cupa Mureș. Partida a fost câștigată atunci clar de jucătorii lui Bruno Soce și Ovidiu Teleabă. Nu este o partidă ușoară, chiar dacă cei de la Miercurea Ciuc sunt nou promovați pe prima scenă a basketului românesc. Au niște jucători americani de valoare, niște jucători periculoși care, dacă nu o să-i tratăm cu respect și cu seriozitate, probabil că o să ne pună probleme. Noi am pregătit meciul la fel ca și pe celelalte, cu seriozitate și după victoria asupra celor de la Cluj, o victorie care ne-a ridicat mult moralul, sper să, în sfârșit, să ne întoarcem cu o victorie din deplasare. Nu avem nicio problemă de lot, tot lotul este valid și băieții sunt hotărâți și decis să se întoarcă cu o victorie de la Miercurea Ciuc. Partida dintre Basket Club Miercurea Ciuc și Gazmetan Mediaș este programată sâmbătă seara de la ora 18.